Cristi, mulțumesc. A fost alertă aeriană pe teritoriul României. Multe avioane de luptă au fost ridicate de la sol și trimise de urgență să intercepteze o aeronavă care a intrat în spațiul aerian fără a avea aprobare. Marius Aizu ne oferă mai multe informații. Marius, te ascultăm. Bun găsit! Vorbim despre o aeronavă de mici dimensiuni care a decolat din Ungaria, din zona Debrețin și a intrat în spațiul aerian al României câteva minute mai târziu. Se întâmpla de fapt la ora 17:30. Înainte de a ajunge la noi, avionul, un bimotor Beecraft, a fost interceptat de două aeronave militare ale forțelor ungare. Vorbim despre două Gripen 39. Acest lucru se întâmpla la ora 17:38, iar pilotul din avionul civil nu a răspuns interogărilor și nici nu avea transponderul deschis. Și a văzut de drum mai departe și a ajuns astfel în spațiul aerian al României, fix un minut mai târziu, în zona Oradea. Avioanele de luptă maghiare l-au însoțit până când a fost preluat de alte două aeronave F-16 ale forțelor aeriene ale Statelor Unite, care se aflau la baza 86 aeriană FT și care erau de fapt în misiune de patrulare în acel moment în spațiul aerian al României. Aeronave americane a fost similară, interogare radio, identificare vizuală și escortarea aeronavei țintă. La 18:36, cele două aeronave F-16 ale SUA au solicitat aprobarea pentru revenirea pe baza 88 aeriană, iar misiunea de poliție aeriană a fost preluată de două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, care au decolat de pe aceeași bază aeriană de la Fetești. În spațiul aerian al României a evoluat pe un traiect aproximativ Oradea, Caransebeș-Drobeta, Turnul Severin, nu a manifestat în niciun moment comportament ostil sau periculos. Pe urmă, în jurul orei 19, de fapt mai exact 19:09, aeronava țintă, cum este numit un astfel de avion în asemenea situații, a trecut în spațiul aerian al Bulgariei. De aici se mai știe doar că autoritățile investighează la sol, adică avionul ar fi aterizat. Partea bulgară a avut un comunicat extrem de scurt și de sec în același timp, și anume: toate informațiile furnizate de către armata română sunt reale, spun ei. Aeronava a aterizat într-o zonă în care vremea era foarte rea, chiar severă. Și au mai spus un lucru: locul aterizării a fost localizat. Atât, nimic mai mult. Acum apar întrebările. S-a acționat așa cum trebuia? Escortarea este tot ce se putea face în spațiul aerian românesc? Pe teritoriul României s-a acționat foarte bine, au acționat împreună americanii cu românii. Se pare că americanii erau în patrulare pentru serviciul de poliție aeriană. Se poate ajunge la forțarea aterizării, însă în momentul în care aeronava respectivă ar reprezenta un pericol, pentru că altfel se poate produce un incident care are consecințe asupra modului în care s-a desfășurat acțiunea de poliție aeriană. Procedura cea mai importantă este cea de escortare. Scenariile pot fi multiple: acțiune de spionaj, trafic sau chiar transportul unei persoane certată cu legea. Am văzut că din Bulgaria se extradează mai greu.